Datele furnizate astăzi de către Grupul de comunicare strategică arată că în județul Buzău se află în carantină un număr de 290 de persoane, pentru alte 132 fiind luată măsura izolării la domiciliu. În ultimele 24 de ore 83 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău și din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești au fost implicați la nivel județean în misiuni pentru a se asigura de respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. Jandarmii au acționat atât pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona centrelor de carantină, cât și pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică. În acest context, jandarmii au constatat că 5 persoane nu au respectat măsura privind restricționarea circulației, valoarea totală a sancțiunilor aplicate în aceste cazuri, fiind de 7.000 de lei și 3 avertismente scrise. De asemenea, polițiștii buzoieni împreună cu persoanele Personalul Poliției Locale au desfășurat activități de verificare cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse, fiind controlate 1384 de persoane. Dintre acestea, 138 de persoane au fost identificate că nu respectă interdicțiile privind deplasarea. În total, în ultimele 24 de ore au fost aplicate 284 de amenzi privind nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare, în valoare totală de aproximativ. 380.000 de, de lei. De asemenea, au fost înregistrate 5 noi dosare penale pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. În ultima zi, în județul Buzău, au fost angrenați în activități specifice 363 de polițiști, 83 de jandarmi, 158 de polițiști locali și 56 de militari. Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 10.417 cazuri de persoane persoane infectate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2817 au fost declarate vindecate și externate.